să-mi spuneți pentru început povestea dumneavoastră, de unde a pornit totul, cum ați ajuns în situația de a vă pierde ambele picioare? Păi, în 2012 a început, în 2007, pardon, a început boala. Dintr-o dată, din senin, mergeam pe stradă și am început să mă doară tălpile. Atunci când am început să mă doară tălpile, am mers la medic și acolo diagnosticul medicului mi-a fost foarte dur, arterită obliterantă. Asta înseamnă în termen medical mai repede că nervii periferici de la membrele inferioare și superioare mor și nemai ajungând sânge unde trebuie, începe să negrească, începe să infecteze și amputațiile de acolo pornesc. Au început cu degete în 2007, până în 2012 mi-au fost amputate 8 degete și de la stângul și de la dreptul la picioare. Și în 2012 mi-a fost amputat piciorul stâng. După 8 luni de zile nici nu apucasem să mă obișnuiesc cu piciorul stâng amputat, a urmat și al doilea. În 2014 am început să arunc pe pereții case material care eu niciodată nu zidisem, niciodată nu tencuisem, niciodată. Am început să arunc material de jos din poziția care sunt și acum, dar având am două mâinile și am început să construiesc la căsuța mea. Deci din 2014 până în prezent am o căsuță atât de frumoasă și de, nu știu, parcă mi-e drag mie că e a mea, nu știu altuia, dar mie mi-e drag că e a mea pentru că eu am făcut-o cu mânuțile astea două, care până astă vară a fost și cealaltă amputată. Cum ați ajuns să vă pierdeți și mâna dreaptă din cauza aceleași probleme? Aceeași boală, pentru că, cum v-am spus, boala asta este atât de parșivă pentru că se mută. Nu neapărat ai amputații la un picior sau la o mână și gata, ai trecut și nu mai se mută când la stângul, când la dreptul sau cum e la mâna mea. A început în 2018 primul deget amputat la mâna, care este amputat acum. La urmă, în 2022, în vară, în primăvară, mi-a amputat alt deget și de la acel deget, probabil, nu știu, mâna a fost deja infectată mai mult decât trebuia de unde a fost amputat degetul și medicii au considerat că singura variantă, pentru că nu mai puteam să rezist, era prea dureroasă, adică boala mea așa este, foarte dureroasă. Și singura modalitate a fost să o amputăm deasupra încheieturii ca să salvăm cel puțin diferența de braț în continuare. Să înțeleg că există riscul de a vă pierde și cealaltă mână din cauza acestei boli. Pentru că deja acum simptomele sunt alea care le cunosc eu a bolii. Mă înțeapă, mă înjunghege în vârf, în periferici, cum zic eu, și aia înseamnă că boala deja începe să lucreze, să fie spre, dar acum la ora actuală, cum zic eu, e cam 30-40% acum, pentru că încă nu am început durerile să mă omoare, să mă lasă, eu făcând mișcare tot timpul, când faci mișcare, pui sângele în circulație, adică circulă sângele mai bine și nu mai este, dar în momentul când stau pe loc și nu fac nimic, atunci sunt durerile mari. Și am încercat și prin oameni care au putut, au încercat să merg la medic să fac o injecție cu vasoprostan, se numește tratamentul ăsta, care trebuie făcut cel puțin 35-40 de zile pentru început, dar eu trebuie să-l fac pe el pe parcursul vieții, depinde de medic cum te programează din nou, adică peste 3 sau 6 luni să poți să-l faci iar aceeași cură, aceeași. Și acum de luni, săptămâna viitoare, am vorbit cu medicul meu, i-am spus că sunt hotărât să vin, pentru că din donațiile oameni care au fost am făcut bănuții că pe mine asta era problema. M-am murat transportul pentru că trebuie să merg de aici, de la Odobescu, până la Călăraș, 25 de kilometri, plus 25 întors, să mă întorc înapoi și cine merge cu mine pierde timpul. Adică ziua pentru un om care merge cu mașină și să stea după mine e pierdută ziua. Eu acolo aveam probleme să plătesc, adică să am banii asigurați pentru transportul către și înapoi pentru alea 35, cât o considera medicul. Când am plecat, că eu am plecat la sanator, a considerat medicii de acolo că ar trebui să fac vasoprostanul ăsta și după aia, dacă să zicem nu dă roade, să facem și o intervenție chirurgicală toracică, probabil să răspunde o venă mai principală ca să ducă să pulseze sângele cum trebuie spre mână, dar aia e foarte scumpă, deci acolo nu mă mai gândesc pentru că mi-a dat înțelegerea că nu prea pot eu să ajung acolo, dar primul pas să-l fac pe ăsta cu vasoprostanul, asta e. Și după câte m-am spus, înțelesesem că e de contată casa la sigură, dar aseară medicul meu mi-a trimis, când i-am trimis un mesaj că aș vrea să mă duc să mă internez,
mi-a spus că pot să merg oricând cu foaie de la medicul de familie și cu ce am eu de la sanador și mă îmi face foaie de zi și în fiecare zi să fac asta, dar să vin și cu fiole de vasaprostan. Păi înseamnă că aia îl cumpăr eu? Consider doată și mi-a spus, vină cu, îți fac foaie de zi și vasaprostan. Înseamnă că trebuie să-l cumpăr eu și pe ăla, dar n-ar fi problema că l-aș cumpăra și pe ăla. Da, e chestia că ăla probabil e foarte scump, că nu e chiar, că dacă era o insecție de asta oarecare, da, acum să vedem cum fac cu, măcar să mă interesez cât ar costa o fiolă ca să-mi fac un calcul dacă aș putea să fac alea 30 ceva de zile cu diferența de ce am de plată șoferul și plus vasaprostan. Să vedem. Eu trebuie să fac într-așa fel să încep tratamentul ăsta, că dacă mâna o mai lași, o mai las de când te simpli, eu s-ar putea și nu vreau asta și mă rog bunul Dumnezeu să nu fie până în vară să mă trezesc că nu mai am nici pasta, că e singurul meu. Mi-a rămas singurul ajutor, ce să mai eu cu ea mă descurc. Familia, rudele dumneavoastră nu v-au ajutat în niciun fel sau nu păi v-au sprijinit în financiar? Primul rând că nu, nici ei nu sunt înstăriți, cum zic eu. Noi am fost 6 frați la părinți. Toți au casele lor, dar acum știți cum e. N-ai cum să te plângi tu când îl vezi pe celălalt că e mai amărât ca tine, cum zic eu. Eu sunt amărât sau sunt în felul că nu mai am picioare și mâini, dar cum aș putea să mă duc să-i zic fratele meu sau surorile mele să-mi dea când știu că nu are nici pentru ea, că la rândul lor au copii, dar chestia mea a fost că nu am vrut să apelez la, adică să apelez să fiu o povară a familiei mele. De-aia vă spun că am încercat să fac tot ce am făcut și tot ce este aici, să mă descurc singur, să încerc să pot să mă descurc, să nu dau nimănui chestia aia că stea după mine sau au rău ce-o face ăla sau, și vă spun, Dumnezeu mi este deasupra și îi mulțumesc că mi-a dat atâta putere, dar am putut și până la actual am putut să, și chiar aș vrea să vă spun că mâna asta care mi-a rămas totuși pe mine mă ajută, adică totuși mă descurc și acum în situația asta, dar nu vreau să mă gândesc ce va fi dacă nu va mai fi ea, pentru că nu pot să, nu știu cum aș reacționa și dacă nu mai este ea, pentru că eu am învățat să fie toate făcute de mânuțile mele, să fie toate la locul lor așezate, să fie toate în ordine, nu știu. Ați spus totuși că ați avut niște donații. Din partea cui? Din partea oamenilor de aici, din comună sau din partea cui? Nu din comună, pentru că nu vreau să judec pe nimeni, Doamne ferește, avem toți un judecător. Oamenii în comună nu sunt receptivi și nu numai la mine. Ați văzut atâtea cazuri care cu femei bătrâne, cu oameni bătrâni care poate ar avea nevoie de o cană de apă sau o pâinică și nu se duce vecinii și nu spune măcar altcuiva că are nevoie și așa că nu vreau să judec oamenii din comună, pentru că omul care te cunoaște tot are impresia și mai ales că eu făcând, are impresia poate că nu ai nevoie, că nu știi tu ce este sau, dar până nu vine în casa ta, că de-aia spun eu și am făcut invitație chiar și pe Facebook la toată lumea. Veniți ca să vedeți cum fac eu și cum pot eu să mă descurc, ca să nu mai aveți impresia că eu iau totul la gata sau, Doamne ferește, cu ajutorul oamenilor am putut să construiesc, dar oamenii au donat pentru că au văzut că am voință să fac și nu aveam puterea financiară de a face. De nu știu, au fost momente când vi s-a părut prea greu și ați vrut să renunțați sau... Dimpotrivă, vă spun cu mâna pe inimă, Dumnezeu mi-a dat atâta putere încât eu chiar... Deci dacă Dumnezeu nu-mi dă de atâta putere, eu n-am făcut și acum ca să îi mulțumesc lui pentru asta, nu eu am făcut, bine, am muncit eu, dar El dându-mi atâta putere și atâta înțelepciune, a lucrat cu mine, tot timpul m-a impulsionat, tot timpul mi-a dat putere și eu când nu mai puteam zic, Doamne, nu mă lăsa, că asta e singura chestie, să ai credința aia, să nu, pentru că El ne iubește atât de mult încât noi nu suntem vreni să-L iubim pe El, adică nici nu să putem. El a iubit o lume întreagă și noi nu suntem în stare să iubim nici măcar 1% din ce iubește. Deci toată lumea să pună, când nu poate, când zice că nu poate, să-și pună credința în Dumnezeu, să zică, Doamne, dă-mi putere. Și să nu aștepte lucrul ăla să se întâmple, că nu e o minune să îi se întâmple atunci și să zică, s-a întâmplat, gata, mi-ai dat, sau, Doamne, de ce nu mi-ai dat? Nu. Eu când nu mai puteam, ziceam, Doamne, dă-mi tu putere. Și din ce lucram, din aia parte simțeam că lucram mâinile singure, parcă eram, pluteam în aer. Pentru că Dumnezeu... Sufletește vorbind, care este persoana care v-a fost cel mai aproape în momentele grele din viața dumneavoastră de până acum?
Mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat 12 nepoți și încă 2 strănepoți la ora actuală, dintre care, dintre nepoți, am 3, adică tripleți. Două tripleți gemeni, că sunt două fete și un băiat, gemenii au fost crescute de mine și de mama mea când sora mea nu avea lapte și eu mă chinuiam și munceam cu ziua pe unde puteam și cumpăram lapte praf ca să putem să le creștem. Și n-a fost chiar ușor și dacă ele au crescut când la mine, când la mama, când la mine, când la mama, acum au 20 de ani, dar vă spun sincer, eu le consider fetele mele, pentru că au dormit în casa asta, au mâncat în casa asta și acum dacă pun mâna pe telefon și spun am căzut în pas, acum spir de glumă. În 5 minute e aici, pentru că simte la fel ca și mine. Nu am cum, deci nepoatele mele pentru mine sunt totul. De-aia mă chinu și am spus când voi termina și va fi încheiată casa asta și poate îi va veni timpul una din ele să mărite. Care va dori, cu mare drag o primesc eu, cu bărbat, cu tot o primesc, pentru că eu de-aia am construit camera specială, cum îi zic eu aici, având condiții baie aici, ca la spital, deci totul, ca să nu mai deranjeze restul corpului de casă, unde va putea ei locui fără probleme. Deci tot ce am făcut pentru să rămână în urmă și să nu fac umbră degeaba pământul. Aici este camera specială care e atât de dragă mie, că am băgat, sau cum zic eu, foarte mulți bănuți de la primiți în donații, că m-am gândit că o să trebuiască de ce să fie mai special, cum îi zic eu, să aibă toate condițiile așa. Am investit cu atâta dragă în ea, dar nici nu m-a interesat bănuții, că pentru bancurs, toți bănuții oamenilor au mers, sunt așa fel de, i-am investit cum trebuie. Și uitați și dumneavoastră ce a ieșit băița făcută cu atâta drag de mine. O băiță pentru persoane cu handicap și mai ales pentru mine, o chinuială care nici nu vine să cred că a fost, pentru că n-am simțit-o, dar în schimb când am finalizat și am zis, Doamne, am făcut-o și pe asta, a ieșit minunăția de băiță care nici nu visam să fie așa. Aici este dormitorul, aici îmi petrec timpul care, când zic eu, de odihnă, pentru că fiecare om trebuie să aibă un timp de odihnă, dar în general ziua eu nu aici locuiesc, pentru că având atâtea treburi și atâtea de făcut, nu locuiesc aici. Am alte camere care le-a cumpărat un nepot al meu, camera le-a și dat de numire, camera legendară, camera universală și asta e camera specială. Acest hol l-am construit exact când am venit din spital, după ce mi-am amputat mâna asta, înseamnă în iulie mi-am amputat mâna și n-au găsit, gândindu-mă eu că construim camera specială ca să nu mai fie iarna frig și să fie exact afară, cum îi spun eu, să fie aparată de intemperii, că cel mai bine e denumit așa, m-am chinuit fără mânuța asta și am construit zidul ăsta tot ca să pot să închid camera specială. Și mă bucur și chiar sunt atât de fericit că acum, bine, pentru mine mi se pare, adică... Practic, cu o singură mână ați... Cu o singură mână, BCA-urile înșirate pe partea cealaltă. Și când ajungeam la nivelul de nu mai puteam, mă suiam pe masă, mi-am înșirat mese și din scaunul cu rotile mă suiam pe masă și după masă îmi așezam frumos becearele pătrit și la urmă de cât le întindeam unde trebuia, bineînțeles pe lângă sfoară, că sunt, am devenit și meseria așa cum arată tot partea astea, sfoara întinsă, îmi puneam adezivul, puneam beceaul, mergeam mai departe, puneam adezivul, îmi puneam beceaul și tot așa și tot așa. Asta a fost o lucrare cam în... La nivelul meu, cam în 2 săptămâni am terminat-o, dar pentru mine nu a contat alea 2 săptămâni. Pentru mine a contat că nu m-a apucat iarna cu el neterminat. Deci, și aici mi-am băgat toate renișoarele. Așa, date, îmi trebuie de acolo sau de unde cred, sau dacă îmi trebuie unul mai subțire. Am scolaci cu mâna stângă, că asta mai este, am toporul, îmi spart frumos, îmi iau... Chiar și asta este eu, așa, cuiva, îi se pare că poate și asta e o muncă grea. Dar nu-i, pentru mine nu-i. Asta este toată... Așa fac mereu, până când fac câte trebuie, eu mi le pun frumos în lăviță, îmi duc lăvița acolo la curs, dimineața la prima oră îmi fac foculețul, îmi aranjez tot ce-mi trebuie, deci nu, n-ai cum să zici, nu pot, nu, trebuie să vrei, nu că nu pot. Chiar și cu singura mână care a rămas, nu las. Și aici este bucătăria, micuța mea bucătărie, ca așa-i zic, pentru că ea a fost foarte mare, adică mare. Era o bucătărie aproape normală, dar în momentul când am rămas fără picioare și
mai apoi după vreo 2-3 ani când am început și eu să pot să construiesc și să zidesc, am despărțit tot asta în două, creând într așa fel ca să pot să am și băiță pentru mine și o micuță bucătărie și în toate... Și le-am spus la nivelul dumneavoastră. În toate ce am putut să fac, am putut să realizez astea pentru ca să fie la nivelul meu, când spăl vasele, când îmi... Tot ce fac eu să fie la nivelul meu, să mă pot descurca, adică să nu... Stai că trebuie să iau căruțul să mă sui pe el, stai că nu, să fie totul la nivelul meu. Tot ce este măsuță, vreau să mănânc aici, vreau să... Deci tot ce este făcut la nivelul... Și aici e camera din jumatea casei, care aici am tot locuit, an de zile până am putut să fac porturile de casă în continuare. Parchetul care acum îl vedeți aici este făcut acum o săptămână, cel mult o săptămână, 10 zile pe care de când l-am pus. Și astea sunt primite tot din donații, deci indiferent, eu mă chinui și mă chinui cu partea muncii, dar oamenii văzând că eu muncesc, arată încredere în mine și vrea să mă ajute să pot să am o viață normală, cum se zice, cum zice cineva, o viață normală, adică să nu lipsească nimic. Și pentru asta chiar nu am cuvinte să-mi dă mulțumire. Și aici este prima mea cameră construită, care pur și simplu, o să vă spun acum, am astea că am cumpărat și faianța pentru bucătărie, că ați văzut că pereții bucătăriei sunt în repezeală, cum i-am făcut eu și cum s-a întâmplat, am făcut. Acum am cumpărat și faianța. Sper sâmbătă, că mi-a promis cineva că vine să mă ajute, pentru că acolo acum chiar pasta, chiar nu mai pot spun pentru că am mâna amputată și trebuie să ții, să tai, să... Și a promis cineva că vine să mă ajute și sâmbătă sper să pun în bucătărie, să pot să pun în bucătărie. Și aici e micul meu colț de rai, cum îi spun eu, aici se întâmplă tot și toată puterea dumnezeiască care vine de aici vine. Ăsta e micul, aici mă regăsesc eu când nu mai pot, când zic nu mai pot, deci nu când nu pot, când nu mai pot. Vin aici și mă rog și când plec de aici, plec atât de ușurat, sufletește, de îmi vine să dau, cum zice, casa curată de în sus. El este băiatul meu care a fost picioarele mele și este picioarele mele. A cărat ăsta la, cred că, zeci de saci de cimeni, zeci de saci de materiale, de construcții, tot ce am avut nevoie, el a fost. Pentru mine astea sunt lucruri minore. Sunt lucruri care nici nu simt când sărb acolo și când mă sui pe el și când plec, iar ăsta este stilul lui de a pleca.